Legitimată la CS Metro, pe turnul Severin, Ana Maria Răducan a cucerit medalia de bronz la campionatul național de judo pentru juniori U21 desfășurat la Ploiești. Sportiva pregătită de Gicu Vasilan și Lena Stera a concurat la categoria de greutate plus 78 de kg și a urcat pe ultima treaptă a podiumului de premiere, în timp ce colega sa de club, Diana Argint, s-a clasat pe locul al 5-lea în limitele categoriei 48 de kg, după o decizie controversată a arbitrilor care au privat-o practic de o medalie. La competiția de la Ploiești au participat 266 de judoca de la 69 de cluburi. Urmează finala campionatului național de judo pentru copiii U14 și U16 de la Bacău, unde CS Metro pe turnul Severin va avea 16 sportivi în concurs. Reprezentanții clubului de la Malul Dunării își pun mari speranțe în noua generație de judoca și speră să obțină cât mai multe medalii la competiția din Moldova.